Apoi, cu ce trebuie să fie însoțit postul? Cu rugăciunea și cu milostenia. Postul trebuie să cuprindă iertarea, rugăciunea și milostenia, altfel nu este post adevărat. Și rugăciunea cum să fie? Să nu fie o reclamă, să fie o taină a sufletelor noastre. Să ne rugăm în biserică, ne rugăm cu toții, unde primim harul Duhului lui Dumnezeu, ca să ne unim în rugăciune, să fim o comunitate și o comuniune. Acasă trebuie să ne rugăm, să nu ne lăudăm la semenii noștri. Eu postesc, eu mă rog. Dacă te lauzi că postești și te rogi, îți iei plata aici că te-ai lăudat. Dacă postești în ascuns și te rogi în ascuns, în taina sufletului tău cu Dumnezeu, atunci cu adevărat Dumnezeu îți va răsplăti. Că pentru păcatele tale postești și pentru lauda lui Dumnezeu postești, că vrei să-L cinstești pe Dumnezeu care te-a învățat să postești. Și Mântuitorul Hristos n-avea nevoie de post, că n-avea păcate, dar a postit să ne dea nouă pildă de postire, s-a rugat să ne dea pildă de rugăciune, a hrănit pe cei flămânzi în pustie să ne dea pildă de milostenie, a vindecat pe cei bolnavi ca să ne dea pildă cum să ajutăm și noi bolnavi. Toate ne-a învățat Mântuitorul Hristos.